Campania de amenajare a locurilor de joacă pentru cei mici este în plină desfășurare. De asemenea și cea de montare a aparatelor de fitness pentru cei mari în parcurile din Suceava. Municipiul reședință de județ are la dispoziție 1 milion de lei pentru investiții în acest sens. Modernizarea locurilor de joacă din municipiul Suceava, dar și instalarea aparatelor de fitness în parcuri au fost investițiile dezvoltate tot mai temeinic de primarul Sucevei Ion Lungu în funcție de finalizarea între blocuri a proiectelor de reabilitare a infrastructurii subterane. Chiar de ziua dedicată copiilor, primarul Lungu a inaugurat un modern spațiu de joacă pentru copii în cartierul Burdujeni. În primul rând, aș vrea să doresc un sincer la mulți ani tuturor copiilor din municipiul Suceava, tuturor copiilor din Burdujeni, tuturor copiilor din România. Iată că astăzi e o zi frumoasă și am cu mare plăcere să inaugurăm acest loc de joacă din cartierul Burdujeni. De când sunt primarul municipiului Suceava, am dat o atenție deosebită pentru a asigura condiții, eu știu, de joacă, condiții de studii pentru cei mici. Așa cum se știe, avem, iată, locuri de joacă moderne. Acest loc de joacă care a fost modernizat de primăria municipiului Suceava cu covor elastic, un lucru cerut de părinții de aici și sigur care are un loc de protecție în primul rând. La fel nu mai este praf. Din păcate, sigur că ploaia de ieri care a fost foarte puternică, ruperea de nori, ne-am mai încurcat lucrurile aici, am adus nisip foarte mult acolo, dar el a fost tasat de ploaie, trebuie să mai completăm și vom face acest lucru în perioada următoare. Dacă tot discutăm de copii, așa cum se știe, am spus că primăria s-a implicat foarte mult în a asigura o bază materială pentru copii. Discutăm aici de grădinițe pentru preșcolari, grădinițe moderne, grădinițe, pot spune eu, de talie europeană. Și dacă ne aflăm aici în cartierul Burdujeni, avem grădinița 1, 2, 3, grădinița Prichindelu, grădinița Țăndărică, niște grădinițe foarte moderne care, dați-mi voi spune, concură cu orice grădiniță din Europa. De asemenea, am asigurat o bază materială bună la școală, avem școli frumoase, școli bune, baze sportive moderne. Iată, aici ne aflăm în cartierul Burdujeni, ne avem o sală de sport la școala generală numărul 11 și nu numai. Așa cum se știe, este prins în acest an investiții și va demara, a fost deja licitat, un loc de joacă în aer liber la școala generală numărul 10. Deci ne preocupă soarta copiilor din Suceava. Mă bucură faptul că acești copii sunt prietenii mei și chiar la modul sincer vă spun acest lucru. Nu acum astăzi că am venit noi aici, dar când mă întâlnesc pe stradă, când merg printre blocuri, mă recunosc, mă știu și acest lucru mă bucură foarte mult. Eu am apropiere față de copii, probabil și vârsta mea, având în vedere faptul că sunt bunic, mă face să am mai multă aplecare, mai multă căldură față de copii. Surprizele primarului Lungu pentru copiii suceveni nu se opresc aici. Sâmbătă la ora 12 vom moderniza un modern, poate unul cel mai moderni locuri de joacă, în cartierul 8, în strada Gabriel Tudoraș, pe o suprafață mult mai mare, 465 de metri pătrați, la fel o suprafață cu covor elastic, cu foarte multe obiecte pentru jocuri de copii, masă de ping-pong și așa mai departe, de asemenea cu spații verzi. Deci este unul din cele mai moderne locuri de joacă din Suceava. Sâmbătă la ora 12 vom inaugura pe strada Gabriel Tudoraș. Până atunci se toarnă covorul elastic și nu putem intra mai repede pentru că putem să afectăm suprafața elastică.